Ia uite ce mișto stai aici. Să nu faceți ceea ce am făcut eu. Cel mai mișto diamant ați mai văzut până acum așa? Când vine seara e cea mai mare zarvă. Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou video pe acest canal. Eu sunt Ionuț Emil și în episodul de astăzi avem de muncă aici pe plan local, în fermă. După cum vedeți, eu sunt în graj la Văcuțe, pentru că el va fi subiectul videoclipului de astăzi. Mai precis spus, astăzi vreau să mă ocup puțin de repararea și recondiționarea, să zic așa, acestui graj, pentru că se apropie iarna și Văcuțele vor trebui să stea aici zi de zi, oră de oră. Haideți să vă arăt și vouă cam ce e de făcut, vedem ce reușesc să fac astăzi. Trebuie făcut curat pe aici peste tot, pentru că pe engine și-au cam făcut de cap. Îi aruncăm o leacă și pe ei de aici, îi expediem. Ar fi trebuit reparat și cu pământ pe aici, dar e destul de greu de făcut acum. Adică să mă apuc eu acum să fac pământ cu paie, chirpici, știți cum se face să astupăm pe aici. Trebuie prinsă și asta înapoi, cureaua asta care venea aici pe marginea iezlii. Mi-a spus mama că vrea și inele de-astea pe la fiecare stâlp, așa că o să trebuiască să punem și de-astea pe unde nu sunt, ca să poată ea să lege vacile pe unde vrea. Aici avem un geam care trebuie înlocuit, pentru că a rămas așa de anul trecut, din iarna trecută când s-a spart. O să trebuiască să punem și aici alt geam, să-l tăiem, să-l punem frumos acolo. Văd că și ăla acolo e un pic spart. Trebuie reparat un pic și aici ăsta, trebuie prins înapoi. Bineînțeles că o să trebuiască spălate și geamurile. Iarăși ușa asta care e cam rablagită, trebuie și ei să-i punem un geam. Vedem ce reușesc să fac astăzi, dacă nu rămâne pe altă zi. Înainte să mă apuc aici de graj, am o lampă de aia solară, o lampă cu panou solar, ceva asemănător cu alea de iluminat stradal pe care vreau să o pun pe garajul la tractor. O să mergem prima dată să o punem pe aia acolo, ca să mai încarce până diseară, să o vedem la noapte cum luminează, după care ne apucăm aici de graj. Cam așa arată lampa de care vă spuneam, tot spatele ei e panou solar, e destul de mare și pe partea cealaltă avem o placă de asta cu LED-uri. Aici un senzor de mișcare și aici un buton on-off. Vedem diseară cum luminează. V-am spus, e destul de mare. E, cred că e cât alea care se montează pe stâlpi, stradal. Are aici prindere. Merge prinsă pe țeavă și se pune clema asta. Tot pe țeavă o voi prinde și eu. Am țeava asta. Lampa o voi pune aici în colțul ăsta la garaj, pentru că aici nu aveam nimic de iluminat noaptea. Acolo e proiectorul ăla. În partea aia la casă e alt bec, dar aici nu era nimic să ilumineze zona asta. Așa că am zis să o iau pe asta ca să nu mai stau să trag cablaje și alte alea. Cu panou solar e destul de bine. E cu senzor de mișcare, v-am spus, când nu trece nimeni prin fața ei, are o lumină mai slabă de veche și când trece cineva prin fața ei și detectează senzorul de mișcare, ea luminează mai puternic. Are și cu un expandur, șuruburi, un imbus, văd și cu cap în stea și asta dacă vrei să o prinzi pe zid direct. Vine băgat aici și se prinde așa. Pac. Ce să mai, hai să înceapă montajul. Cam așa va veni țeava asta montată aici. Am dat eu deja două găuri în ea, dar că mai trebuie tăiat un pic din capătul la grinda asta mică. Am luat pasta mare pentru că cu daia mică cu acumulator nu prea aveam șanse să bag în lemnele astea de salpium. Am prins brida asta aici în cele două șuruburi. Pe partea asta altă intră piulițele frumos în găurile astea, nici nu mai trebuie să ții de ele. Și hai să vorbim și noi aici frumos. Gata, mă, ia uite ce calumea asta. Să mișcă ea un pic de aici, dar nu e problemă, că n-are cum să se smulgă șuruburile alea. Super, super arată cu ea acolo, ia uite-o. Ce mișto o să lumineze ea toată zona asta. Vedem la întuneric cât de bine bate. Gata, măi, hai să ne apucăm acum de grajd. Mi-am adus aici niște fier beton de 6, foarfeca de tăiat, bor mașina să dăm niște găuri pe aici ca să încapă fierul. O cheie de aia înânduit, un ciocan și trebuie să facem minele de astea la fiecare stâlp. Am dat gaură aici ca să pot să bag fierul și acum încerc să bag eu tot ăsta așa. Gata, mă, ia uite. Și acum rămâne decât să-i dăm aici două puncte de sudură și stă perfect, poate să lege ca lumea de el. Că dacă leagă de aici de jos direct, funia coboară foarte mult și va ca posibil să bage piciorul pe ea. Așa o leagă de aici, stă mai sus. Bineînțeles că o să fie și ea mai scurtă și n-are cum să bage piciorul, că nu ridică ea piciorul pe aici pe sus așa. Gata, mă, am pus toate inelele. Aici n-am mai pus că și așa stâlpi ăștia sunt foarte apropiați. Uite-le, și acum trebuie să le sudăm pe toate. Bineînțeles că o să trebuiască să udăm un pic pe aici. Voi să nu faceți ca mine, să nu sudați niciodată în paie. O să udăm o leacă și stâlpul și paiele alea. Udăm așa puțin și pe stâlp și pe paie.
Am atât cu datul. O să încerc să așez și ăsta aici cât pot eu, uite așa. Bineînțeles, am și apa lângă mine aici. Și hai să-i dăm câteva afturi pe aici de sudură. Gata, mai cu unul. Îl lăsăm acum să răcească și continuăm cu restul. Gata, mai am terminat și cu sudatul. Să nu faceți ceea ce am făcut eu, să sudați pumpaie. Ați văzut, mi-am luat măsuri de precauție. E ud, am pus și șorț luat de piele pe lângă. Gata, acum avem de astea la fiecare stâlp. S-au și răcit pentru că am udat și după, ca să nu avem surprize neplăcute. Acum o să prindem asta aici și după ne apucăm de restul. Ce ai făcut, mami? Uite că a venit patroana. Bravo, îți place? Mami. Ia uite, băi, ai pus la toate. Păi n-ai spus așa? Da. Decât unul singur ți l-am omis, ăsta aici unde e cu scândura asta, nu știu ce ești, nu pot să... Gata, ai terminat să-l aici? Da, mă apuc de să pun geamul sau vedem ce mai fac după. Hai să sudez și mie două ore la o lube, te rog. Ce să sudez, mă? Haide, mă, mami. Uite, intră ațul de la așa, uite aici. A, să spun aici așa? Aici, da, și mai pune și noi. Păi aici de ce naiba? Păi vine ățul și se agață și nu-mi place. Și dacă stai asta de tot aici? Sau mai legi tu altceva de... Nu mai leg, da. Mi-ai luat timpul meu liber de aici, de la treabă. Adevăr, mami, că atelajul ăsta face parte tot în fermă. Da. De ferma mea, de animale, de aici nu atacul tractoare. Hai, bine. Haide, mai să-i facem și atelajul lui mami, dacă tot ne-a rugat. Eu tăiem și pasta de tot. O tăiem și pasta de aici. Hai să vedem așa aproximativ cât ar trebui. Cam atât. Gata, măi, și cu astea. Finisate frumos, nu se mai agăță nimic cu de ele, uite. Ca lumea, gata, hai să continuăm ce aveam noi de făcut. Hai să prindem și asta înapoi. Să vedem dacă reușim să mai batem noi tot așa pe poziție. Trebuie să o batem înapoi aici. Gata, mă, iezlea e cam gata. Nu cred că mai am ceva să-i fac pe aici. Am verificat toată cureaua asta care e pusă aici pe margine să fie prinsă peste tot. Acum hai să ne ocupăm de geamul ăsta. Îl dăm pe ăsta jos și după care vedem dacă reușim să tăiem altul. Gata, mă, i-a rămas fără geam. Acum să vedem dacă reușim să tăiem altul. Să-l punem aici. Gata, măi. Acum luăm cote și mergem să tăiem un geam, să vedem dacă reușim să tăiem. Haide, măi, să tăiem și sticla. Avem 47,5 așa și 105,5 în vechi. Cel mai mișto diamant, ați mai văzut până acum așa? Diamant n-avem de unde, profesional. Așa că încercăm cu bujia. One eternity later. Mă, unul mic l-am cam făcut. Măi, dacă geamul la mare n-am reușit să-l tăiem, să-l punem, hai măcar să facem ușa asta, să astupăm gaura aici. Ăsta l-am pus. Să vedem ce facem cu ăla mare. Gata, mă, în sfârșit am reușit să astup gaura asta. Cea mai mare provocare a mea să tai sticlă, îți dai seama. Și tot n-am reușit să o tai dintr-o bucată. În fine, merge și așa, e la vaci totuși. Mama deja s-a apucat să spele pe afară geamurile. O să le spele și pe interior. O să le dea cu apă și pe interior să moaie tot ce vrea să însemne asta, că nu se vede nimic. Mă apuc și o să prind asta acum aici în câteva. După care mai trebuie măturat, măturat pe sus. Și cam ăsta e. Acolo pentru viței, poate altă dată să mai întărim țarcola, la fel și ăsta. Unde e stâlpul? Dă-mi, hai de aici. Gata, mă, asta. Gata, mă, hai că am dat și scândurica cu ulei. Acum hai să facem curat înăuntru. Băi, acum e o frumusețe să scadă toți pâinile ăștia în cap. Cam asta e cu grajdul.
Dacă o să mai fie ceva de făcut, să mai fac și pe parcurs. Acum a venit timpul să luăm și făcuțele din pășune, așa că ne vedem direct cu ele acolo. Când vine seara e cea mai mare zarvă, pentru că toate animăluțele trebuie să ajungă acasă, să fie mulse, să fie băgate la grajd. Făcuțele așteaptă și ele să le luăm acasă. După cum vedeți, cam așa arată pășune la noi. Cam așa arată iarba. Nu știu ce mai mănâncă, nu știu cum mai supraviețuiesc aceste animale. Eu mă duc acum cu mama să-l luăm pe domnul Zoro după miriște, după încolo. Să-l aducem și pe el mai aproape de casă, pentru că peste vreo oră trebuie să mergem cu băligarul la câmp, pe terenul la unde am avut triticale. Vocea mea nu o băgați în seamă, pentru că sunt răcit în ultimul hal. Zoro! Hai de acasă? Hai! Scubi, hai bine! După cum vedeți, am ajuns și cu băligarul la câmp, cu domnul Zoro. Asta e terenul la unde au fost semănate triticalele. M-ați mai întrebat foarte mulți în comentarii când o să bag la arat. Ei bine, nicio șansă acum la arat, pentru că nu plouă, e pământul beton. După cum vedeți, nu prea e mai nimic arat încolo. E tot câmpul așa cum a fost recoltat. Asta e, așteptăm să plouă și o să bag și la arat când o să meargă. Momentan acum n-are rost să mă deplasez de acasă până aici pentru așa ceva, că vă dați seama că e degeaba. Ce să mai, descărcăm și noi bălegarul și o să ne vedem acasă. Mâine curățenie, la mulți și un pic de uruială și direct la câmp. Din nou, o nouă zi. Haide măi să dăm drumul și la minunăția asta de lampă. Mă urc eu acum la ora asta pe aici, pe acoperiș. Opa, așa. M-am urcat pe cușca la bietul cățel. Îi dăm drumul de aici de la butonel. Ia uite-o ce lumină face ei. Bineînțeles, pe cameră o să vadă puțin mai slab, dar oricum luminează super, super mișto. O să aștept să intre și în standby, adică să nu mai detecteze mișcare, să mai lumineze la capacitate maximă. Deja a intrat în standby. Iar a pornit, a văzut-o pe mami pe acolo. Mamă, de la ce distanță vede. Hai să mă dau jos să văd și eu cum se vede de acolo. De jos. Așa. Super, deci toată zona asta a curții care nu era iluminată, e iluminată acum. Că v-am spus, în partea înaltă e bec, aici e un proiector. Ia uite, frumos, lumină și aici. A intrat și în standby, să vedem de la ce distanță se aprinde. Cam așa luminează acum când e în starea de veghe decât. Pe cameră v-am spus, nu o să se vadă prea bine, dar oricum, la lumina care o luminează acum, vezi, adică nu te împiedici să cazi pe aici. Ia uite, de la ce distanță. Hai să măsurăm. 1, 2, 3. 8, cam la 8 metri, 8 metri și ceva, detectează senzorul și se aprinde. Și uite ce lumină face în curte. Merită toți banii jucăria asta cu panou solar. Bineînțeles, o să mă urc acum să o opresc, pentru că e indicat să stea 2 zile în soare fără să fie pornită. Eu am pornit-o acum ca să vă arăt vouă cum luminează, dar o să o opresc și o pornesc eu peste o zi, adică o mai las mâine în soare fără să fie pornită noaptea asta. Cam aici se încheie și ziua și clipul nostru de astăzi. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut și nu uitați să vă abonați la canal pentru a fi la curent cu toate videoclipurile pe care le vom posta și până data viitoare, ca de fiecare dată, noi vă dorim numai bine.